Despre secretele familiale va fi vorba? Secretele nevorbite cumva, care își găsesc cumva reflecția totuși în exterior, chiar dacă ele sunt ascunse. Să nu creăm povești nerealiste pe care după aceea nu o să le mai putem susține și să încercăm să fim cât de cât sinceri cu copiii. Sunt Adriana Boroș, fondatoare al Clubului Părinților Conștienți, consilier educațional și parental. Eu mă numesc Mușnoi Maxim, sunt psihoterapeut de orientare psihanalitică. Este important în funcție de situația pe care o avem, dacă tatăl a plecat din familie sau tatăl este în închisoare. Dacă asta e vorba despre o crimă sau este vorba despre o chestie care nebunie, o chestie care ar crea un fel de rușine. Este foarte important să încercăm să nu mințim copiii. În primul rând, de relația care se întâmplă într-o familie, cumva, ea este bazată pe un fel de sinceritate. Uite, aici noi ne împărtășim cu tot ceea ce se întâmplă cu noi. Și acel lucru nevorbit, acele secrete, cumva, care par mai degrabă să rezască un fel de rușine în acel care alege să o ascundă, el poate capăta forma unui deținător, cumva mai târziu, acelui lucru nevorbit. Este una dintre ipoteze despre care se vorbește, că secretele familiale creează un fel de fantome psihice care după asta își găsesc actorul care să joace unul dintre membrii familiei și stai de obicei copilul, adică el să rejoace cumva. Fără îndoială există o tensiune în care copilul este prezent, în care copilul trăiește în permanență. Eu vreau să delimitez un pic despre ce este nevoie să-i spunem copilului și despre ce nu este nevoie. Copilul trebuiește vorbit despre asta, despre orice se întâmplă, doar că într-o cu tot altă manieră decât cea adevărată, cea traumatică, cea matură, plină de logică, de rațional, că uite, tatăl tău a fost un infractor și o manieră mult adaptată realității copilului, spre exemplu, da? Să încercăm să-i oferim copilului răspunsuri concrete, dar fără să intrăm în multe detalii, în funcție de vârsta lui. Să nu intrăm în foarte multe amănunte, dar să așteptăm copiii să pună întrebări concrete, pentru că noi ne facem foarte multe scenarii legate de întrebările pe care le vor avea copiii, scenarii mult mai nasoale decât realitatea concretă. Dacă, de exemplu, părintele este la închisoare, putem să povestim cu copilul legat de faptul că tata a făcut niște alegeri greșite în momentul respectiv și acum este necesar să petreacă un timp acolo pentru ca să își poată repara greșelile pe care le-a făcut. Se întâmplă uneori în viață că unii oameni fac greșeli și au motivele lor. În urmă, o chestie adaptată, metaforică, care cumva iarăși se poate să-i creeze copilului o imagine, pentru că un copil așa lipsit de imaginea unui tată, adică el, ca și când el este impus să nu poată să aibă o imagine, adică caut cuvântul și mă găsesc, că el este privat de dreptul de a avea o imagine despre tatăl. Este important să nu să nu-i spunem copilului lucruri neapărat urâte despre tatăl lui, dar să vorbim în termeni ok, de exemplu, dacă tatăl a plecat, a fost alegerea lui, am rămas numai noi doi, o să ne descurcăm mai departe, este important să știi că nu a avut nicio legătură cu tine, plecarea lui, deci cumva în zona aceasta. Și de ce nu spuneam că vorbind lucrurile într-o altă manieră decât asta cumva scade din acea tensiune? Și nu neapărat de a spune lucrurilor așa cum ar fi vrut să pară. De să nu le povestim, să nu le spunem povești romanțate despre plecarea tatălui sau despre anumite lucruri pe care le-a făcut tatăl, pentru că în momentul în care copilul mai crește un pic și află adevărul, putem să subminăm foarte tare relația de încredere dintre părintele care a rămas și copil și copilul să aibă
inclusiv o traumă emoțională destul de mare. Să nu creăm o imagine distorsionată și să încercăm să menținem acea relație așa cum este, într-o zonă în care copilul să se simtă cât de cât iubit și important în viața celuilalt părinte.